Ai o idee cool pentru o creație artistică, dar nu știi cum să o pui în practică? Nu-ți face griji, avem niște trucuri utile care să te ajute să transformi ideile banale în capodopere. Acum hai să-i dăm frâu liber imaginației. Iubițelul meu mă inspiră. Sper să aprecieze asta. Încercarea moarte n-are. Ce mai faci, David? Super! Ce mi-a scris? Da, simt ceva în legătură cu asta. Inima, stai potolită. Să vedem. Cărțile mele? Scuze, stai să te ajut cu astea. Ce fină e! Wow! Cărțile mele? Da! Deci? Da, mulțumesc! Cred că m-am îndrăgostit! Stai, o ultimă privire! Da, tipul ăsta chiar e deosebit! Asta o să-i spun! E perfect să-i amintești persoanei dragi de momentul în care v-ați văzut prima dată! Partea dificilă s-a încheiat! Super! Wow! Îmi amintesc! Ce dulce e! Te iubesc, puiule! Pregătirea pentru proiectul tău artistic e parte din proces. Un proces care face mizerie. În fine, e timpul să transformăm ideea asta în artă. Prima tușă e mereu cea mai bună. Punem un pic de albastru aici. Chiar începe să prindă contur. Sau nu? E groaznică! Nu! Ce bine că mai am multe foi! Super! Asta e mai nasoală decât prima! Haide, concentrează-te! Faci mișto de mine! De ce nu poți să pictez o floare stupidă? Bun, calmează-te! Inspira adânc! Hai că pot! Sunt perfect capabil! E timpul să fac! Ușurel, ușurel... Ce ghinion! Dar stai puțin, ce formă interesantă! Pot să o folosesc! Manevrându-ți pensula în moduri diferite, poți crea modele unice! Iar în cazul meu, petale! După ce ai făcut formele astea, pune niște verde pentru frunze și tulpini! Vezi cum totul începe să prindă contur? Dacă folosești atent pensula, obții multe! Poți să le și unești pe astea două! Spațiul se umple frumos! Știam eu că pot să o fac! Wow! Ai pictat singur chestiile astea? Ia tu pictura asta, Annie! Eu mai trebuie să creez și alte chestii! Și de data asta o să am o abordare cu totul diferită! Dar nu-ți face griji, tema rămâne aceeași! Vezi cum liniile astea însuflețesc frunzele? Nu ai de ce să te grăbești! Poți să faci niște iarbă, vezi? Dar următoarea parte devine un pic mai complicată! Poți să folosești niște vopsele dense ca să creezi texturi noi și distractive! Cu un balon! Cât de plăcut a fost faza asta! Acum folosește-l pe post de ștampilă și o să obții florile astea haioase și unice! Nu uita de asta! Super, nu-i așa? Grozav! Ce zici? David, cum te-ai creat așa ceva? Ingredientul meu secret! Pictura asta e tare veselă! Perfectă pentru a fi înrămată! Și de ce să ne oprim aici? Am nevoie de un strop de inspirație! Da, ce ai spus?
Susan, ce rea ești! Of, nu știu! Nu te supăra! Foaia mea! Ah, scuze! Ups! Uite ce ai făcut! E distrusă! Hei, poți să-ți arăt ceva? Ai auzit vreodată de un accident fericit? Ăsta e unul! Wow! Eu? Da! Și pot să fac și mărimi diferite! Uimitor! S-o facem! Câte crezi că încap aici? Câte vrei tu! Situația o ia razna! Poți folosi aproape orice! Dacă are o formă circulară, desigur! Crezi că am făcut destule? Arată cool, nu-i așa? Bate palma! Micul meu artist! Ok, locul ăsta pare important! Da? Copaci, natura, chestii de genul ăsta! Să înceapă trecerea! Clar! Nu știu! Ce e? Hei, nu te mai uita la tabloul meu! Mă rog, fie! Atunci o să stau aici! Ce-aș putea picta? Bingo! E adorabilă! Sper să nu o vadă David! Eu am văzut-o prima! Aha! Să câștige cel mai talentat desenator de păsări! Câteva cercuri scusite fac minuni! Trebuie doar să știi unde să adaugi liniile! Super, nu-i așa? Dar un strop de culoare o să scoată desenul în evidență! Galbenul e o culoare atât de veselă, nu? E perfectă pentru micuța asta voioasă! Poate și niște verde? Ce nuanță liniștitoare! Și adăugăm niște albastru ca să ne clătim privirea! Mereu e cel mai bine să pornești de la margine! Se întregește frumos imaginea, nu-i așa? Aproape am terminat! Doar câteva retușuri! Și așa se face, prieteni! O adevărată capodoperă! Sunteți de acord? Da, sunt mulțumit! Ce-i aia? Aveam nevoie de o mână de ajutor! Se pare că o mână e tot ce-mi trebuie! Eh, asta și câteva puncte și linii plasate strategic! Vezi deja fața păsării? Nu-ți face griji, acuși o să prindă contur! Ramurile astea o să ne ajute! Și astea sunt piciorușele ei drăgălașe! Un pic de verdeață? Cred că e liniștitoare! Vezi pasărea acum? Sunt atât de creativă, nu-i așa? Eh, dacă vrei să înveți creația, nu-i rea deloc! Oh! Se pare că ambele sunt grozave! Întrebăm profesorul! Serios? Sper că e ok! Se pare că a țipit! Hei! Oh, ați terminat, a? Bravo! Acum mai lăsați-mă 5 minute! Bine! Am nevoie de ceva care să stârnească interesul și știu exact ce să fie! Nuanțele complementare! Dar tot lipsește ceva! Dar ce? Ah, mingea asta e atât de mică! Wow! Chestia aia m-a lăsat mască! Mamă! Ah, nu acum! Ok! Ți-au mai rămas multe culori! Așa că pot să mă joc și eu cu ele! Mersi! Efectiv, nu știu ce să fac! Ok, o să încerc un pic de... Hei! Unde mi-a dispărut paleta? David, tu ai fost? Nu te supăra! Uite! Eu am făcut asta! O numesc apa din iaz! Aha! Oh, știu!
Vrei să pictezi cu fața? Încearcă, David! Wow! Iar! Distractiv, nu-i așa? Chiar că? Da? Ce-ar fi dacă mi-aș folosi și degetul? Bine! Ha! Vin niște puncte albastre, oameni buni! Și acum culoarea mea preferată! Woohoo! Gata! Uite, mamă! Nu-i așa că e o pictură incredibilă? Dar hai să mai încercăm un truc! Simetria chiar e frumoasă! Și ca să demonstrezi asta, ai creat-o singur! E un fluturaș superb! Linia asta o să-l însuflețească, alături de conturul aripilor! Și cealaltă parte! Gata! Admiră frumusețea asta pură! Și ăsta e doar începutul, fiule! Nu te-a lovit încă inspirația? Poate că aceste trucuri o să te ajute! Nu uita să le arăți clipul ăsta prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri grozave! După ce ați spart oul, turnați încet albușul în bol, așa! Așa rămâneți doar cu gălbenușul! Vedeți? E foarte simplu! Hei! Ia uite! Oh, n-a ieșit prea bine! Uite cum se face, Emma! Vezi cățelul ăsta de usturoi? Freacă-ți degetele cu el! Ce faci acolo? Acum urmează magia! Voila! Cum e posibil? Gânditul e o minciună! E doar un truc culinar! E clar! Liam e cel mai bun elev din această lună! Super! Ugh, iau mai încet! Da! Sunt campioană absolută! Nu! Acadeaua mea! Stai puțin! Ateliza sub asta, nu? N-o găsesc! Ce-i asta? Cuh, serios? Ups, scuze! Unde e? Ce-i asta? Oh, nu e bine deloc! Liam, ți-am găsit acadeaua! I-a crescut cumva păr? Nu pot mânca așa ceva! Cam ai dreptate! Dar te pot ajuta! Vezi? Nu, las-o baltă! Liam, serios? Stai puțin! Mă simt extrem de prost! Aș putea mânca ceva? Evident! Taie un măr în felii așa, înmoaie o felie în iaurt. Apoi toarnă deasupra niște bombonele colorate. Așteaptă să se întărească și apoi sunt gata! Liam, am o acadea pentru tine! Nu mai vreau asta! Super! Hai să mâncăm câte una fiecare! E mult mai mare ca acadeaua mea și mai zemoasă! Bine că ai făcut mai multe! Sunt extraordinare! Wow! Ce tare arată bucătăria asta! Fii atent! Super idee! Dă-i drumul! Super! Acum lasă-mă și pe mine să testez bagheta asta! Pe locuri, fiți gata! Boom! M-am simțit super! Văd o pernă albă simplă! Așa mai vii de acasă? Ce altceva mai putem colora? O să fie epic! Da! Chiar și instrumentele de curățenie pot fi înfrumusețate și jucăriile pop-it! Ce zici de... un jopen în culorile curcubeului? Super! Wow! De următoarea transformare mă ocup eu! Mereu mi-am dorit păr în culorile curcubeului! Crezi că putem transforma și clătitele astea? Oare s-a stricat? Stai să încerc și eu! Stai! Nu și-au schimbat culoarea? Da, cred că s-au descărcat! Stai, am o idee! Putem folosi pixurile mele colorate!
colora cu ele clătitele. Nu cred. Am eu ceva care chiar e comestibil. Trebuie doar să adaug colorant alimentar în aluat. Uite ce culoare roșie intensă! Apoi adaug aluatul în tigaie. Acum am clătite în toate culorile curcubeului. Voilà! Vezi? N-am nevoie de baghete magice. Ce se aude? Ce s-a întâmplat aici? Mi-a făcut cineva micul dejun? Ce interesant arată! Ar trebui să dorm mai des până târziu. Bine ați venit la petrecere! Acum trebuie să așteptăm invitații. Da! Vrei ceva dulce cât timp așteptăm? Nu putem mânca doar dulciuri galbene. Petrecerea e și despre culoarea verde, Emma. Vezi? Așa e mai logic. Verdele ți se pare mai bun? Galben în centru. Verde! Da! Da! Te învăț, iubite! Îmi plac provocările. Ești sigur? Ah, mută-ți bolul odată! Nu e corect! Galbenul e o culoare idiotă, Emma! Nu! Uite ce ai făcut! Aoleu! Trebuie să o luăm de la capăt. Sau poate... Știu! Vrei să combini două culori? Începe prin a topi bomboanele verzi. Apoi adaugă niște smântână. După ce ai amestecat totul, toarnă lichidul în câteva păhărele înclinate. Ai grijă, nu le umple până sus. Apoi adaugă următoarea culoare. Dă-le la rece și servește-le. Super! Yuhu! Cine are chef de ceva dulce? Șaturi cu lămâie și lime! Poftă bună tuturor! Sunt tari! Folosește o linguriță! Trăiască lingurița! Acum hai să dansăm! Mi-e poftă de niște pâine prăjită! O să le bag în prăjitor! Între timp o să încep să tai untul! Asta e! Sunt gata? S-au prăjit perfect! Am nevoie de unt! Și îmi place să pun mult! Dar de ce nu se desprinde de cuțit? Serios? Nu te mai lipi așa! E imposibil! Dezlipește-te odată! Stai calmă! Gata! Nu mai sunt de treabă! Sunt gata! Emma, ce faci aici? Nu mă mai joc! Și la biliard! Așa! Wow, impresionant! Tot lipit e! Încă o dată! Mai vrei un măr? Wow. Super! Tai un kiwi și o portocală! A comandat cineva o salată de fructe? Pentru că am pregătit niște fructe proaspăt tăiate! Încă unul! Serios? Care-i faza cu untul ăsta? Am o idee! Învelește lama cuțitului în hârtie de copt și untul nu se va mai lipi de ea! Acum ai felii gata de folosit! Ai nevoie doar de un vas în care să-l păstrezi! Pune-l pe o felie de pâine și începe să-l întinzi! Noroc! Și apoi adăugați făina! Aveți întrebări? Mai cu viață, copii? Da, domnule profesor! Bun! Fiți atenți la mine! Vedeți astea? Trebuie să le preparați pe toate! Treceți la treabă! Bun, ia să vedem! Stai, ce urmează? Eu nu gătesc niciodată după rețetă. Folosesc ce ingrediente consider că se potrivesc. Hei, nu copia de la mine! Dacă spui tu... Sigur pot trage rapid cu ochiul? Oh, nu, paharul! L-a prins, l-a prins! Da! M-a văzut cineva? O să-l păstrez atunci. Și poate chiar o să-l folosesc. O să încep prin a suprapune toate feliile.
Apoi o să le decupez cu paharul. Acum urmează partea distractivă. O să le moi în ou bătut și o să le acopăr cu făină. Încă o dată. Și acum o să le prăjesc. Ce frumos sfârâie! Acum îl tai și mă pot delecta cu această bunătate plină de carne și brânză. O să am nevoie și de niște sos, evident. Hei, domnule profesor, am terminat! Și puneți jos spatulele! Ce-ai făcut acolo? Oh, bellissimo! Incredibil! Ce să zic, mă pricep la gătit! N-ai terminat nici acum, Liam? Poftim! Data viitoare o să fac unul în plus! Unde ai găsit rețeta asta în carte? Interesant! Emma? Hei, ia uite! Atacul gustărilor dulci! Nu! Asta sau asta? O să aleg... O să stau aici toată ziua! Besele moi! Ciocolată! Ah, e aproape ora cinei! Cred că... Știi ce? O aleg pe asta! Da? De fapt, nu cred! O să mor cu astea în mână, nu-i așa? Oh, Doamne, oprește-te! Nu merge așa! Dar mi-e foame! De ce să alegi când le poți mânca pe amândouă? După ce ai umplut un vas termorezistent, dă-l la cuptor și moaie în amestec niște biscuiți Graham și ai obținut un sos super dulce! Acum nu mai trebuie niciodată să alegi! Ce ananas zemos! Parcă aș gusta vara cu fiecare bucătură! Următoarea felie! Liam? Hei! Ce-i cu mizeria asta? Sper că faci curat la final! Ești prea stresată! Mai ai un ananas? Am o idee! Pa! Vrei să faci ceva creativ cu acest fruct țepos? Împinge până jos, apoi taie coaja cu un cuțit! Acum ai rămas doar cu pulpa! Așa, acum feliază-l pentru a-l mânca mai ușor! Nu-i așa că arată perfect? Pot să mă așez și eu aici? Wow. Vezi, fără mizerie! Ce frumoasă e! Așa da! Îți chiorezi stomacul? Încearcă aceste trucuri culinare delicioase și spune-ne cum a decurs totul! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi gurmanzi și abonează-te la canalul nostru pentru a nu rata distracția! Ce frumoasă e noua mea școală! Ales un tampoane? Ce mi se pare așa amuzant? Oh, nu, nu cred! Am început bine! Sau aș putea prelua controlul! Știai că tampoanele pot fi folosite pentru a-ți ondula părul? Au mărimea perfectă! Apoi leagă-le și așteaptă! Vezi? Extraordinar! Wow! Incredibil! Bine că am adus mai multe! Hai să încercăm! Dacă scurge sânge din nas... Nimic nu se compară cu hainele noi! Mă simt nou-nouță! Dar am probleme cu ciorapii ăștia vechi! Nu! Vezi la ce mă refer? Acum ce fac? Bine că am altă pereche! Hai să mai încercăm o dată, bine?
Încet, încetişor. Nu! Ce ghinion am! Perechea asta cum arată? Ding, ding, ding! Avem un câștigătoare! Îmi urăsc unghiile! Mă las, făgubașă! Ciorapii ăștia vechi cum arată? Serios? E clar că nici ăștia nu-s buni! Ce găuri uriașe! Îmi place? Ia să văd! Ce pot fura rapid? Ce mai e pe aici? Flori proaspăt tăiate? Sunt perfecte pentru iubita mea! Ce față superbă are! Le fur! Pare o casă de oameni bogați! Ups! E cineva acasă! De ce plângi? Mi se tot rup ciorapii din cauza unghiilor astea idiote! De ce râzi? Eu am o pereche fără găuri! Vezi? Îi poți folosi! Dar ce fac cu unghiile? Poartă mănuși! Prinde! Evident! Mănuși! Mersi! Hei, nu se agață! Îi trag foarte ușor pe mine! Îi pot trage și în sus foarte ușor, vezi? Mersi! Ce bine mi-arată picioarele! Hoțul ăsta știe meserie! Știi ce? Florile astea sunt aproape la fel de drăguțe ca tine! Mulțumesc! Stai puțin! Ups! Trebuie să fug! Vino înapoi! Hei, Gina! Uite cum îmi vin hainele astea! Sunt drăguțe, nu-i așa? Da, super drăguțe! Mi s-a făcut foame pe drumul încoace! Deci, știi vreo bârfă nouă? Da! Vai de mine! Ce frumoasă e poșeta asta! Și asta! Oh, nu! Fusta mea! Sunt plină de ceai! Cum poți fi atât de neatentă? Scuze, stai să te ajut! Azi sunt extrem de neîndemânatică! Poftim! Serios? Mersi, cred! Stai așa! Știu! Ce e? Dăm fusta! Ok, dacă insiști! Acum am nevoie de un strop de magie! Pune-o într-un bol alături de câteva pliculețe de ceai! Apoi toarnă deasupra apă fierbinte! Vezi cum iese culoarea din ele? Acoperă bine fusta cu apă! Și las-o așa o zi întreagă! Și ai obținut o fustă nouă! Ce părere ai? Poftim! E și mai drăguță ca înainte! Wow! Cine e zeița asta frumoasă foc? Vreau să o cunosc! Aoleu! Oh, nu! Îmi simbolizează dragostea, draga mea! Vreau să am și eu un iubit! Ca să primesc și eu cadouri! Încă o poezie, ha? Da, ce drăguț! Da, bine! Bună! Hei, ochii la mine, te rog! Ce fericit ar fi dacă aș fi iubita lui! Ce drăguț! Da... Hei! Să știi că nu sunt invizibilă! Wow! Mă pricep la machiaj! Oh, fantastic! Îți place rujul! Și eu pot face asta! Fii atent! Începe prin a îndepărta vârful rujului cu un cutter. Apoi împinge-l până sus. Apoi taie-l pe laterală, așa. Și fă la fel pe partea cealaltă. Apoi tai o bucățică triunghiulară aici și dă-o la o parte. Rotunjește tăieturile cu partea plată a lamei. Și ai obținut un ruj în formă de inimioară. Iuhu! Cine vrea puțină dragoste? Știu cui vreau să-i o dăruiesc. Ok. Și? Ups!
Oh, nu, ce neatentă sunt! Stai puțin, hai să te ajut! Poftim? Te iubesc! Adică, mersi de ajutor! Poftim! M-am întors! Ce-i asta? O inimioară? Nu cred! Dispar de aici! Mergem împreună spre clasă pentru ora de chimie? Pa, pa! Stai! Putem merge împreună spre clasă? Nu degeaba ți-am dăruit inima mea! Și tu ai făcut la fel acum! Super! 1, 2, 3! Wow, ce mare e! Ce rădăcină mare are! Dar merită să mă pregătesc pentru petrecerea de diseară. Unde o să-l văd pe dragul de Jake? Cu aparatul lui dentar cu tot! De fapt, am o idee genială! Și sigur o să-l distreze pe Jake! Perfect, dar trebuie să meșteresc puțin! Adaugă mai multe cheițe de prindere pentru cercei și ai obținut un aparat dentar DEI! Acum trebuie doar să ți le prinzi pe dinți! Parcă aș avea aparat dentar! Sigur o să-i placă! Oare Jake a ajuns? Oh, hei! Ce faci? Ce bine arăți! Tu arăți și mai bine! Ce muzică tare! Hai să dansăm toată noaptea! Iuhu! Da! Mâinile sus! Cât de rezistent e globul ăsta disco? Gina, vino încoace! Vai de mine! Petrecerea e distrusă! Nu-i bai! Emanăm destulă lumină cât să continuăm petrecerea! Super! Dansați în continuare, oameni buni! Ce frumos! Luminile! Trebuie să zâmbiți în continuare, bine? Acum e mult mai bine! Ah, nimic nu se compară cu parfumul cu miros de flori! Am ajuns acasă! Ups! Ah, Gina! Bună! Ce faci? Pe ce m-am așezat? Burețelul preferat de machiaj al lui Stacy? Nu e problema mea! De ce nu spui nimic? Hei, ești bine? De ce mă întrebi? N-am nimic! Trebuie să plec! Unde pleci? Nu mai contează! Trebuie să mă machiez! Unde mi-e burețelul de machiaj? Ciudat! Trebuie să fie pe aici pe undeva! Ah, uite-l! Ce bine! De ce e rupt în două? Gina! Ha? Cred că am visat! Înapoi în lumea viselor! Nu-mi vine să cred ce a făcut! Și-a lăsat lucrurile aici? Asta e o veste bună! Știai că poți folosi pastă de dinți pentru a nu strica burețelul de machiaj? Bagă-l într-o pungă de plastic și adaugă niște apă deasupra! Apoi închide-o și pregătește-te de ceva magic! Oh, simt că funcționează! Voila! E întreg! Gata! Funcționează sau nu funcționează? Spune-ne mai jos într-un comentariu! Ți s-au părut utile aceste trucuri de înfrumusețare? Câți ciorapi ai stricat la viața ta? Spune-ne într-un comentariu și nu uita să te abonezi la canalul nostru! În regulă, trebuie doar să mai fac câteva linii aici și gata! Arată extraordinar! Sigur o să păcălesc pe cineva cu desenul ăsta! Ce zi frumoasă! Mă bucur că am ieșit la plimba! Cum e posibil? E doar un desen... Wow! Ce naiba, desenul meu ne-a dus aici! Hei, salut! Bun venit! Wow! Ce faci acolo mai exact? Ah, corect! Acum am două eleve! Primul desen! Vreau să desenați un inorog! În regulă? Hai, treceți la treabă! Abia a folosit periuța asta de dinți! Oh, nu! Asta e ce cred eu că e? Ia-le de aici! Nu mi-o da mie! Stai! Mi-a venit o idee! O să mă apuc de desenat inorogul ăla! O să încep cu niște culori intense, evident! Curcubeiele sunt perfecte pentru inorogi! Acum voi folosi periuța asta de dinți ca să fac un model de coamă de cal!
Ok, eu n-am nevoie de o periuță de dinți pentru a-mi plănui desenul. O să folosesc un marker. Ok, am făcut urechile. Cornul are nevoie și de ochi, evident. Arată-mi cum merge treaba. Of, da, arată într-un mare fel. Nu mă pricep deloc la desenat inorogi. Nasol, eu o să-mi continui desenul. Știu, e timpul pentru bagheta magică. Voila, a apărut și restul inorogului. Oh, chiar îmi place cum a ieșit. Bravo mie. Ce drăguț a ieșit al tău. Da, dar hei, avem timp să-ți reparăm și ție desenul. Am o idee, o să-ți apăs foaia peste a mea. Uite, vezi? Acum ai obținut o copie. Hei, domnișoară, cred că ne-am terminat desenele. Wow, fetelor, ce bine au ieșit! Sunt extrem de impresionată de amândouă. Da, am reușit și am primit amândouă câte un premiu. Noroc! Hei, vezi și tu asta? Vai de mine! Ce dinți lungi are! Oh, nu! Se mărește și mai mult! Nu vă speriați! Nu vă poate face nimic! Ce bine! Dar e un indiciu pentru următoarea voastră provocare artistică! Ok, avem numărul 5 pe foile de hârtie. Cred că știu ce pot face din ea. Trebuie să încep să desenez câteva linii în plus. În spate fac niște zigzaguri. Evident, un ochi. Și să nu uit de dinți. Dinozaurii au și ei nevoie de brațe și picioare. Trebuie să meargă. Ok, acum trebuie să-l colorez. Vreau să fie înspăimântător. Mai am puțin de colorat și gata. Da, arată super. De data asta stai cu ochii pe hârtia ta. Hei! Hai, lasă-mă să arunc măcar un ochi. Hei, stai puțin, creioane. Astea sigur o să mă ajute să-mi rezolv problema. Ok, trebuie să strâng puțin aici. Poate o să mai ajustez puțin creionul ăsta. Am dat câte o formă radierelor din vârful creioanelor. Asta are o formă de inimioară și asta de steluță. Ok, o să întorc asta pe dos ca să trec la treabă. Ok, o să-mi folosesc chiar markerul. Trebuie să desenez o formă ca de ou. Apoi voi folosi radierele. O să le înmoi în culoare. Și acum o să le apăs pe foaie. Gata, opriți-vă! Vreau să vă văd desenele, vă rog! Uitați ce-am desenat eu, domnișoară! Sper să vă placă! Și ăsta e al meu, dar încă n-a ieșit din nou. Poftim? Nu știu dacă se pune. Oh, dar al tău arată super! Ai câștigat! Eu? Serios? Super! Mulțumesc foarte mult! Ce mult îmi plac chipsurile astea! Dar sunt și mai bune când le împarți cu prietenii! În plus, oul tău mi s-a părut foarte simpatic! Mulțumesc! Ce naiba face acum? Nu înțeleg deloc! Ce face cu prosoapele astea? Bună! Da, tot aici suntem! Ai uitat de noi? Da, bine! Poftim! Faceți un flamingo! Un flamingo! Ok, o să fie distractiv! O să folosesc metoda mea preferată! O să-mi conturez palma! Ok, bun! Acum o să învârt foaia! Pasărea asta are sigur nevoie de cap și de un cioc mare! Ok, am desenat ochiul! Acum o să fac aripile! Și să nu uit de picioarele lungi, apoi o să-l colorez! Dacă fac un flamingo, atunci am nevoie de roz. O să fie drăguț foc când termin, sunt sigură. Îl colorez în continuare. Îl colorez în continuare. Mai am puțin și e gata. Ia să vedem. Trebuie să mă asigur că aleg scara corectă. O să mă las dusă de val. Te-ai prins? Ok, arată cam așa, cred. Ok, sigur. E un flamingo, să zicem. Fiu, chiar aveam nevoie de o baie răcuritoare. Ce-ați desenat? Ce-i ăla? Un pui ciudat? Da, scuze, sunt de acord cu ea. Dar desenul tău arată foarte bine! Ai câștigat runda asta, felicitări! Da, am câștigat o provocare de una singură! Hai, nu fi supărată! O să împart premiul cu tine, poftim! Mersi! Chiar mă ajută să mă simt mai bine! Un trandafir, oricum îi spui, exhală același scump parfum. În regulă, da, trebuie să desenăm flori. Nu, mi s-au întărit culorile. La naiba, ce mă fac acum? Am nevoie de culori noi. Ia să vedem, cu ce culoare să încep? Roz, evident. Nu pot împrumuta, am nevoie de ea. Te rog, culorile mele s-au întărit complet. Am spus nu, trebuie să găsești singur o soluție. Așa, cum vreau să-mi desenez trandafirul? Vreau să fie frumos. Ok, da, cred că o să iasă perfect. Nu-mi vine să cred că nu vrea să-mi dea și mie cariocile ei. Ce rea e! M-am enervat îngrozitor, trebuie să respir. Wow, m-a cam luat amețeala. Ce-a pățit punga mea? Super, am murdărit-o de culoare. Pus-o scutur de vopsea, așa. Ce n-ai? Aplică vopseaua doar pe foaie, te rog. Folosește punga pentru a aplica culoarea. Ok, m-am prins. O să apăs punga așa cum mi-a spus. Am făcut unul, să mai fac unul aici.
Nu cred! E extraordinar! N-aș fi crezut! Ia să vedem! Ce-aș mai putea face? Știu! Unde pleacă? Ah, nu contează! Poate face ce vrea! O să împrumut asta! Bac! Da, ok! Am luat pensula! Acum pot să-mi termin pictura! Nu pot desena trandafiri fără a le face și niște frunze drăguțe! A expirat timpul? Arătați-mi, vă rog, ce trandafiri ați făcut! Ok, sunt gata! Eu am desenat asta! Nu e așa că e frumos, foc? Păi, frumusețea e în ochii privitorului, dar nu, nu e! În schimb, trandafirul ei e frumos! Arată extraordinar! Da, și de aceea a câștigat runda asta! Da, am mai câștigat o rundă? Nu-mi vine să cred! Oh, bomboane, preferatele mele! Uite, da, felicitări! Oh, domnule Motan, ești preferatul meu, da, da. Ah, corect, provocarea. Păi, desenați-l pe domnul Motan. Ok, îmi place să desenez pisici. Îmi plac pisicile în general. O să iasă super. Ce face acolo? Scrie cuvântul pisică? Poftim? Incredibil. O să câștig clar runda asta. Ok, o să-mi pun la treabă talentul la desenat pisici. O să încep prin a desena un cerc. Pisicile pot fi mai rotunde. Mai ales dacă motanul ăsta e gras. Ce să fac mai departe? Acum o să-mi transform cuvântul în ceva și mai bun. O să încep prin a-i desena fața. Să nu-i demustăți. Ok, capul e gata. O să-i trasez spatele și coada dintr-o singură linie. Ce drăguț e! Wow, bravo! Ia să vă văd pisicile! Voila, ăsta e motanul meu. Și ăsta e al meu. M-am luat cu altele. A, păi nu poți câștiga nimic dacă nu termin desenul. Deci e clar cine e câștigătoarea. Wow, am reușit! Eu și motanul meu am câștigat încă o rândă. Da, biscuiți! Îmi plac mult biscuiții. Ok, la ultima provocare, desenați un fluture! Ok, sigur pot face un fluture, sunt sigură! Sau poate că nu? Stai, nu! Mi-a venit o idee bună! Sigur o să-mi iasă? Asta iese când te joci cu o rolă de scoci! Rimează! Ok, e ce trebuie! Acum o să mai fac un cerc aici! Nu e așa greu să trasez conturul, dar tot nu vreau să greșesc! Ah, așa! Ce faci acolo? Oh, m-am prins! Ce idee bună! În timp ce ea face asta, am să conturez și eu ceva. Am aici poza asta simpatică cu fluturele pe care vrea să-l desenăm. O să pun foaia asta de hârtie peste tabletă și pot copia poza fix așa. Aripile sunt gata. Acum o să fac corpul și capul. Ah, și antenele. Acum o să colorez aripile ca să arate absolut superb. Rozul și galbenul merg foarte bine împreună. Îmi place mult. Wow, cum ai făcut asta? Opriți-vă! Trebuie să-mi arătați desenele voastre. Ok, păi eu am făcut o omidă. Oh, dar ea chiar a desenat un fluture. Bravo! Da, dar uite, omida mea s-a transformat în fluture. Oh, sunt impresionată! Ați câștigat amândouă! Da, ce mă bucur când câștigăm amândouă! E genial! Uite, acum am primit gumă de mestecat și nu trebuie să împărțim. Super, am câștigat! Tu ce ai vrea să desenezi? Spune-ne într-un comentariu. Și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave. Ora asta e atât de plictisitoare. Mi-e atât de foame? Hei, asta e comedie pură! Madison, fii atentă! Mai ales când sunt amuzant! Am creat ceva special pentru situația asta! Ah, salutare, domnule! Grozavă lecție! Ce e asta? E super! De ce n-am avut așa ceva în viața mea până acum? Arăți penibil! Urăsc ora asta! Te prinde culoarea aia? Ador chestia asta! Bună dimineața, elevi! Aoleu, nu! Călătorie plăcută! Poate că n-a observat nimeni. Testele mele prețioase! De ce? E atât de jenant! Uite-te la ele, sunt răvășite! Ce soartă crudă! Ah, pot să folosesc clipsurile astea! Fix ce-mi trebuia! O să prind foile! Apoi o să scriu pe clips. Așa pot să văd ce e fiecare foaie. Ce bine era dacă mă gândeam la asta mai devreme. Uită-te la ele, ce idee magnifică. E timpul să dați test. Cine mai râde acum? Ha! Hei, aveți grijă unde îndreptați partea aia corpului? Poftim, Madison. Ups! Dar pot să rezolv asta cu clipsul ăsta minunat. O să-l lipesc pe marginea băncii tale. Mai am nevoie de câteva? Apoi o să bag cariocile în clipsuri. Poftim! Wow, sunt impresionat! Ce trebuie, steață! Servește-te, Leo! Mersi! E dificil! Chiar ar fi trebuit să învăț!
Madison? Madison? Bună! Bună, David! Vai, gata! Astea sunt pentru tine! Ești atât de romantic! Abia aștept să ne petrecem restul vieții împreună! Sunt atât de fericită! Hei, campionule! Oh, are mustața mea, gâdi-gâdi! Viața e perfectă! Hei, iuhu, ești acolo? Deci, poți să-mi împrumuți un pix? A, da, normal, poftim! Stai, nu pot să-i dau lui David un creion roz? Stai să caut altul! Wow, chiar trebuie să nu mai rot pixuri! Bună, David! Bună, Emma! Poți să iei pixul meu? Stai puțin, ok? Nu pot să cred! Ce face Emma? Trebuie să fiu rapidă! Arată bine! Nu o să dureze mult! Trebuie să am un pix pe undeva! Asta-i tot? Ah, poate merge să folosesc coja asta! E posibil să meargă! O să încep prin a dezmembra pixul! Apoi o să tai penița! O să pun niște lipici în capătul peniței! Acum am nevoie de ojă! O să pun penița în sticluță și o să o înconjur cu lipici! O să aștept să se usuce și apoi o să înșurubez vârful pixului! Așa! Acum e un pix cu sclipici! Oh, ce șmecher arată! O să pun la loc capacul sticluței! E mai bun decât un pix banal? Poftim! Vai! Ne-am atins! Acum pot să-mi fac treaba! Asta e cea mai reușită zi din totdeauna! E bun pixul ăsta, mersi! Da, am mers! Ești atât de frumos! Adică scrisul tău! Scrisul tău e frumos! Bună ziua, elevi! Ce faceți? David, rapid! Oh, nu! Nu mă descurc bine când sunt sub presiune! E doar a dumneavoastră? E ceva ciudat, dar ok! O să plec de aici! A fost cât pe ce! Dar ai reușit! Scuze că am întârziat! Hai să începem lecția de azi! Oh? De ce nu scrie creta? Ce amuzant! Nu înțeleg ce se întâmplă! Poate că e murdară! Stai! E ceva pe tablă! Ăla e... săpun? Sunt atât de dezamăgită, elevi! A fost clasică faza! E ok! Trebuie doar să mă calmez! Știu! Pot să-mi folosesc caietul! O să pun o bandă de scotch pe margine! Am niște vopsea pentru tablă! O să acopăr tot caietul cu vopsea! E chiar relaxantă treaba asta! Aproape am terminat! O să o las să se usuce! Acum pot să scot scociul! Ușurel! Nu vreau să stric vopseaua! Nu am nevoie de o tablă! Pot să folosesc caietul! O să scriu problema pe coperta caietului! Merge chiar bine! Am nevoie de răspuns acum! Ce se întâmplă? Ok, elev, cine vrea să răspundă? Tu! Dar... bine! Vino aici! Poartă-te normal! Nu te mai crezi isteț acum! Ok, cred că știu răspunsul! Cum e? Greșit! Stai jos! Ce era în mintea ta? Nu mai pierde vremea cu farsele, mai bine învață! Stai să șterg asta! Tu! Madison! Eu? O să fie nasol! Trebuie să capsez foile astea și tema mea e gata! E chiar distractiv! Hă? S-o fi stricat! Ups! Nu! S-ar putea să fie o problemă! Gata! Am
terminat! Acum pot să mă relaxez! Capse idiote! Of, o să fie dureros! Oh, nu! Ăsta e locul faptei acum! Stai aici, ok? Fără presă, plecați de aici! David! La 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 la! Da! David! Ce cafea bună! Sper să meargă! De unde a venit ăsta? E un mesaj! SOS? Oare ce s-o fi întâmplat? Ce-i ăsta? Ce? Capse? Cusa căștilor mele o să rezolve situația asta! Poți să adune toate capsele! Uite așa! Cred că le-am strâns pe toate! Mulțumesc! Îmi iau curățenia foarte în serios! Ok, e timpul să verific! Impecabilă! Exact cum așteptam! Dar mai sunt multe de făcut! Trebuie să termin tema asta! Mi s-a rupt creionul! Noroc am ascuțitoarea asta! Se face mult praf! Hop, hop, ciu! Ce? Nu cât sunt eu aici! A fost un accident, jur! Am luat-o, vedeți? Wow, a fost intensă faza! Am o idee! Dar am nevoie de o sticlă goală! Ok, să fim creativi! O să încep prin a scoate capacul sticlei! Apoi o să-i fac o gaură! Acum o să întorc capacul invers! Și o să pun lipici pe marginile găurii! Cred că ajunge! O să lipesc ascuțitoarea pe capacul sticlei! După ce se întărește, o să înșurubez la loc capacul pe sticlă! Fix ce-mi trebuia! Acum sticla o să colecteze toate resturile! Nu se mai face deloc mizerie? Sunt cu ochii pe tine! Nu aveți de ce să vă faceți griji! Se strânge totul în sticlă! Băiatul ăsta va ajunge departe! David, ți-am luat telefonul! Ce? Madison, vino înapoi! Trebuie să mă ascund! Ăsta pare să fie un loc bun! Madison! Unde ai intrat? În numărul 1 sau în numărul 2? Nu știu! Trebuie să mă ajuți! Haide, te rog! Ușurează-ți timpul petrecut la școală cu aceste trucuri istețe și ajută-l pe David să o găsească pe Madison! Răspunde-ne în comentariile de mai jos! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri distractive! Ha! Nu cred că aș vrea să fiu o pictură! Cât timp mai e? Foarte puțin! Hei, opriți-vă! Ia să vă văd picturile! Nu! Nu am terminat încă! Mai am nevoie de puțin timp! În regulă, ia să vedem ce ai pictat! Sper să nu mă dezamăgești! E oribil! N-ai folosit deloc negrul! Nu! Pictura nu s-a uscat încă! Ce ai făcut cu laptopul meu? Ce-i drept, cred că a fost vina mea că te-am speriat! De ce am pățit așa ceva? E îngrozitor! Doamna, aveți un nor! Ok, cred că am o soluție! Mă întorc imediat! Ok, cred că pot scăpa de culorile astea cu și mai multă culoare! O să folosesc clozul ăsta! O să suprapun culorile! Multe culori! Acum am nevoie de puterea paiului! Bine, de puterea aerului, de fapt! Culorile se întind! Arată foarte interesant! Ok, gata! Am acoperit tot capacul! Arată super! Doamna, ce mai vrei? Uitați! Am rezolvat problema laptopului dumneavoastră! Ia să vedem! Ai folosit bine culorile și le-ai întins bine! Vino încoace! Ce crezi că se întâmplă aici? Vai de mine, ce se întâmplă? Oh, nu! Wow! Cum am ajuns aici? Doamna, suntem într-o provocare! Abia aștept să începem! Oare ce trebuie să facem? Nu credeam că ceaiul de aici e atât de delicios! Ia uite! Oh, wow! Ce frumoși sunt! Și ce colorați! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Ai dreptate! Cum plutesc în aer! Ce frumoși sunt!
îmi plac la nebunie. Ceaiul ăsta s-a acrit, cred. Îmi vine să vomit. Nu cred, serios? Și ce-i complimentam? Vai de mine, ce ghinion! De ce râdeți de mine? Ați pățit același lucru? Ha? La ce te referi? Vai de... am înțeles, am băut din ceaiul ăsta. Vai de mine! Ce amuzant e! De ce râdeți? Am avut doi găinați pe noi! Stai puțin! Mi-a venit o idee bună! Pânza asta albă nu e ce trebuie. Așa, cred că asta e mult mai bună. Ok, am nevoie de niște cretă și o să desenez numărul 2, pentru că asta m-a inspirat. Apoi o să mai desenez un 2. 2 de 2. Acum o să construiesc restul desenului. Trebuie să fac niște valuri aici și un băț drept. Aici trebuie să fac penele. Asta va fi aripa. Să nu uit să-i desenez și un ochișor simpatic. Și evident, nu poate fi o pasăre ca la carte fără un cioc. Acum o să folosesc un truc distractiv pentru desenele în cretă. Ce grețos! De ce am pățit asta? Desenul meu e gata. Ia uite ce am făcut. Cred că am surprins excelent papagalii. Vai de mine, îmi place foarte mult. Nu! Cred că glumești. Ce bine arată grădina azi. Un măr direct de la sursă. Ce de fructe minunate, care abia așteaptă să fie culese. Hei, o vezi și tu? Ce drăguță e, ce dulce și delicios miroase. Vai de mine, nu-mi vine să cred. Ce aranjament floral frumos. Vai, florile astea sunt fixate pe o oglindă. Ia uite, ce mult îmi plac florile alea. Nu-mi vine să cred, trebuie să mă mai uit odată în oglindă. N-am cum să arăt așa, nu? Oare am întinerit? Ce frumoasă era pe vremuri. Crezi că e o oglindă magică? Nu știu. Mă simt extrem de inspirată. Unde a fugit? Nu mai contează. Ia să mă uit și eu în oglindă. De unde vreau să încep? Vrei să mă pictez? Ok, stai un pic. Pot să pozez și mai bine, promit? Da, asta vreau să fac. O să trasez o tușă de culoare aici și alta aici. Da. Da, pictează-mă ca pe una dintre franțuzoaicele tale sau ceva de genul. Ce zi minunată! Da, bunicuță, ești muza perfectă. Poate dacă aș încerca să-mi ridic puțin pielea? Ce e? Ce vrei? Ai terminat? Ok. Ia uite, bunicuță, ăsta e portretul pe care ți l-am făcut. Poftim? Nu mi-ai văzut imaginea din oglindă? Stai puțin. Pleacă de aici, am nevoie de spațiu. Valea. Ok, bunicuță, stai pe loc. Trebuie să fac câteva măsurători. Poftim, ce faci acolo? Gata, acum trebuie doar să-mi pun pumnul pe pânză. Trebuie să-mi conturez pumnul. Super, acum trebuie să completez forma trasată. O să desenez buclele astea în jos. O să continui modelul și aici. Și o să adaug și o funtiță. Mai desenez câteva bucle aici jos. Acum o să desenez ochii. Doi, evident. Ok, apoi trec la sprâncene și mă apuc de nas. O să desenez și câteva inimioare. Și acum am nevoie de puțină culoare. O să încep cu galben. O să fie o blondă drăguță, fix ca în oglindă. Și cred că o să-i fac ochii albaștri, ca să meargă cu părul blond. Fundița poate fi roșie. O să arate drăguț. Cred că și buzele pot avea aceeași culoare ca fundița. O să-i fac și niște obraji îmbujurați, tinerești. Să nu uit să colorez și inimioarele. Gata! Hei, bunicuțo, ți-am terminat portretul. Ok, ascultă-mă puțin. Du-i portretul ăsta bunicuței și arată-i. Așa crede că arată. Dă-i-l în schimbul oglinzii. Ai înțeles? Du-i-l acolo. Hai, dă-i drumul. Bună ziua, bunicuțo, uite încă un portret. Vai de mine, mulțumesc foarte mult. Ți-l dau în schimbul oglinzii. Vrei oglinda mea? Nu știu ce să zic. Nu cred că funcționează, am nevoie de oglinda aia. Ok, bine, o să fac schimbul. Hei, am luat oglinda, cum mi-ați cerut. Da, mulțumesc foarte mult. Ce naiba? Așa arăt eu de fapt? Chiar așa am nasul ca o purcică? Nu vreau să mănânc dintr-o troacă, dar îmi place noroiul. Ce câmp drăguț! Ce de miei! Hai să alergăm împreună! Uite, trifoi! Vai de mine! Ești cel mai drăguț miel din lume!
Vai de mine, începe să plouă. Stai, plouă cu monede. Ce inspirată mă simt. Au, ce n-ai... M-a pocnit fix în față. Acum trebuie să încerc să mă bag din nou la somn. O să mă îmbogățesc cu ploaia asta. Trebuie să le prind pe toate. Să prind toți banii. Ce n-ai mai face acolo? Treziți-vă, opriți-vă. Mă loviți și mă îmbrânciți. Vai de mine, visam, ce ciudat. Stai, îmi aduc aminte că m-a inspirat câmpul ăla. Trebuie să creez ceva. Am nevoie doar de o monedă, ca cele din ploaia din vis. Am un marker, acum pot începe să creez ceva artistic. Am așezat moneda pe foaie, așa că o să desenez în jurul ei. O să mai fac 3 în mijloc și apoi o să trasez o linie între capete. Asta va fi fața oiței mele. Ce guriță și ce năsuc simpatic are. Acum o să-i fac niște obrăjori îmbujurați simpatici foc. Ce drăguț arată. Sunt încântată de desenul ăsta. Hai, vino înapoi, vreau să scot desenul ăsta la licitație. Cine vrea să cumpere această turmă minunată de oi? Oh, da, clar am nevoie de opera asta de artă în biroul meu. Ofer 100.000 de dolari. Vai de mine, ce de bani. Oh, da, vândut. Desenul merge la domnul cu vestă și pălărie. Ah, niciunul dintre desenele astea nu arată bine. Sunt niște mizerii. Nu înțeleg deloc. Locul ăsta e plin de inspirație. Da, nici eu nu înțeleg. Ai dreptate. Ah, stai, am o idee. Pictează-mă pe mine. Nu, mulțumesc. Nu vreau să fac asta. Am înțeles, pe ce vrei atunci? Se crede prea talentată pentru a-mi face portretul. Wow, uite, a apărut cineva. Bună, da, mi-am folosit puterile magice pentru a veni aici. Îmi pare bine de cunoștință. Stai, am ceva pentru tine. Abracadabra. Gata, vedeți? Un cufăr plin de comori. Sunteți gata să vedeți ce conține? Voila, conține un robot și o păpușă. Ce drăguț. Așa. Bună ziua, domnule robot. Bună ziua, păpușico. Ah, m-a inspirat mult dialogul lor. Cât dramatism, câtă iubire. Vai de mine. Vai de mine, se vor săruta. M-a lovit inspirația. O să desenez o inimioară pe primele două degete. O să o colorez complet, ca să arate bine. Să nu uit să umplu și cealaltă parte. Așa, o să fac niște puncte negre aici sus și zâmbete și brațe. Ah, ce drăguț, se iubesc. Se strâng în brațe și sunt foarte fericiți împreună. Uitați! Oh, chiar că sunt simpatici foc? Foarte drăguți! Mersi, m-a inspirat iubirea care plutește în aer. Ok, acum mi-am găsit și eu inspirația pentru a crea ceva. O să desenez o inimioară folosind și un creion și un marker cu vârful subțire. Apoi o să adaug câteva liniuțe sus și jos. Pasul următor, voi hașura folosind creionul. Voi face o hașură mai închisă la mijloc și mai deschisă în partea de sus. Acum voi trasa câteva linii drepte prin spatele inimioarei cu rigla asta. Voi folosi liniile și rigla pe post de ghidaj pentru a tăia hârtia cu cutterul ăsta. O să tai de-a lungul liniei de sus. Acum o să tai și partea de sus în jurul liniarei. Am terminat prima jumătate, voi continua în partea cealaltă. Ok, acum pot îndepărta hârtia din partea de sus. O să mai hașurez puțin aici jos pentru a crea o umbră. Nu trebuie să insist mult, o să omogenizez totul folosind acest blender, ca să arate bine. Așa, acum arată perfect. Uite, acum mi-am terminat și eu desenul. E o inimioară drăguță, ce părere ai? Nu-mi vine să cred, pare a fi 3D. Ar trebui să-i arăți tipului magic. Stai puțin, unde e? A dispărut. A apărut din senin și acum a dispărut complet. Asta e. Pe care dintre aceste desene vrei să încerci să le faci? Comentează mai jos și nu uita să intri pe canalul nostru pentru și mai multe clipuri de nota 10.